Iată aici, în acest stuc, unde am avut nucleere în perechere, unele mări s-au împerecheat și unele. Această dată, eu nu vi l-am mai prezentat după ce am făcut nucleere acestea, o să vedeți filmele anterioare când le-am creat. Eu n-am mai arătat ce și cum a evoluat aceste nuclee. Fiindcă au fost patru, și două s-au împerecheat, doar două, am făcut următorul lucru cu ele. Le-am unificat. Deci aceste nuclee au fost unificate, cele două rămase, cum astea care au fost împerecheate. Această dată, aceste nuclee au devenit niște roi. Da? Unii roi. Am să vă arăt ce se întâmplă aici, el a crescut. A trebuit să aduc rană. O să vedeți de ce. El evoluează foarte bine acest familie, că deja a devenit familie. Am să îi prezint pe amândoi. Acesta este un... N-am mai umblat în el de ceva timp și... Aici am lăsat o ramă după diafragmă cu hrană, pe care albinuța nu mai are loc, înghesuită, dacă își arată, asta este o ramă de după diafragmă. Și a început să construiască aici făgure, din cauza că e prea strâmb. Chiar spune, da, nu. Mă așteptam să intre în frigul roiului, dar fiind așa ținut strâng, eu sper, din cauza că văd acest făguraș aici, cred că nu e nicio problemă. O să introduc această ramă lângă cuib și văd că au avut și ceva nectar. Deci aici avem o colonie tânără formată. O să îndepărtez diafragma, pentru că dacă voi găsi undeva o ramă mai... niște rame mai goale, o să aduc să pun aici. De acum o să cam fie acest interan. Iată, pun diafragma după. El are două ieșiri. Și să vă prezint un pic mărcile obținute de mine, fiindcă toată lumea jumat că nu știu din ce lume, că de la cine e, că e foarte bună, că nu-i bună, că nu știu ce. Eu prefer să îmi obțin eu satisfacția și obține mătcuții. Iată cum o această mătă. Vedeți? Este celulă cu celulă bătută. O să vă arăt și ambele părți. Uitați, sper să se vadă. E albină pe ea, dar o foarte bine. Aceasta este o mătă foarte bună. Iar tendința de roire este, bineînțeles, scăzută, fiindcă așa am selecționat în momentul obținerii mărcilor. Iată, așa arată această mătcuță, așa pontează ea. Asta este o ramă de unde a eclozat și e pontată la loc imediat. Iată, mărci. Caut o ramă să văd dacă găsesc una, așa cum tot arată oamenii ăștia pe la poze, să zicem așa, că dar într-un stuc nu e chiar toate ramele bătute de la A la Z, de sus până jos, că el este oval, să zicem, își face o eclipsă, cuibul, formă de eclipsă. Însă, o altă ramă,
Aici ai prozav, e rama pe care am adăugat-o și nu e chiar bătută. Cum am zis, poate aici m-a ocupat și cu păstura, dar unde a avut loc scuie. Ia să luăm o ramă din aia ca la poză, ca pentru poză. Aceasta cred că este o ramă din aceea ca pentru poze, fiindcă, cum am spus, nu e chiar așa cum rame de reclamă, da? Uitați, aceasta este o ramă așa pentru poze, ca să facem reclamă, da? Iată, așa arată, bătută celulă cu celulă. Bineînțeles, mai rămâne câte una la 50 de celule acolo cu miere. În restul, bătută foarte bine. Deci, haideți că vă aduc aproape să facem un cadru din asta cu... Iată, așa arată ea. Bătută. Bătută de la A la Z. Foarte frumos. Deci măcuța obținută de mine, așa, în felul meu, o astfel. Bun, eu aici am două astfel de colonii. O să intervin cu rame, o să spun la viitoare să-mi aduc rame. Mă mai las un pic așa. Am pus rama de după diafragmă. Vedeți, acestea sunt măci obținute în pepinieră proprie, să spunem. Punem bețele și facem și lui tratament. Ăsta este al doilea tratament care îl primește această albină. Dacă aveți răbdare, o să fac tratamentul și îl arăt și pe vecinul său. Calculez un pic cât tratament trebuie să-i fac. Aceste colonii care le vedeți astfel vor mai primi ajutoare din cele slabe, le voi unifica cu acestea. În momentul în care măcuții vor înceta ponta, îl face o selecție riguroasă în privința acestea. Nu voi mai accepta colonii slabe. Probabil multe dintre filmulețele care le voi face azi o să le vizionați la iarnă când fac acum. E un pic de lucru în scutin. Asta la acoperim la loc și va trebui neapărat să aducem o ramă, două, un bel. O să vi-l arăt și pe vecinul lui. Așa, deci ai tratat. Mergem la vecinul lui. Ia. Vedem ce face vecinul lui, tot cu mască tânără, vecinul lui. E la al doilea tratament și el, dar albina este tratată din primăvară, să nu credeți că această albină e tratată doar acum, de două ori, fiindcă această albină și în momentul formării nucleelor respective, când au fost ele, au fost tratate. Deci, am făcut
ele au fost sub tratament tot timpul. Iată, tratament antiviral și alte viroze, dacă se înțeleagă. Iată, aici avem tot așa o matcă tânără de anul ăsta, din prima serie, atât am vrut eu să obțin. Iată mătuța o așa pe ultima ramă și aici este un pic de înghesuială. Dar nu-i problemă. Aducem și lui rame. Da, va trebui să caut rame de la colonii care nu prea au nevoie de ele și să știți că am ajuns în situația în care am mai mult albine decât rame. Iată ramă pentru poză, obținută tot așa pentru din acest tip de măci. Foarte frumos. Foarte, foarte bine bătut cu ouă. E căpăcit. Tot o ramă așa pentru post. Și să vedem. Încă o ramă și cu asta închid. Facem tratamentul și închidem. Și această ramă e foarte bine bătută. Mai are trântori, asta m-a interesat. Mai au trântori. Atâta timp cât există trântori în colonii, colonia este încă vioaie. Înseamnă că e bine. Bun, o lăsăm în pace, îi facem tratamentul și revin la ei pentru a aduce rame. Peste o săptămână sau peste câteva zile. Acum știu că am nevoie de niște rame și îi voi introduce. Dacă introduc foaie, nu știu dacă o să fie ok. Eu nu prea aș mai vrea să dau foi de acum. Punem aceste bețe ca distanțiere. Facem tratament cu bineții. Nu mă întrebați câte colonii sunt, sunt destule. Tot ce mă interesează să fie sănătoase aceste colonii, să fie, să intre puternici în iarnă. Acolo unde ați văzut nucleele acelea improvizate, le zic eu. Acelea voi obține doar mărcuțele. Iată așa, arată un stup măci de anul acesta. Așa va rămâne, probabil așa va intra în iarnă. Bun, astăzi ce o să vă mai arăt eu, mai am nuclee făcute în acest înmulțitor, unde am pus boci și să sperăm că va fi totul bine. Până data viitoare, numai bine!